Suntem în Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Suntem aici cu doamna Cristina Tănase. Bună ziua! Bună ziua! Am zis bine numele? Sigur că da, sunt muzeograf aici la... De fapt, la Muzeul de Etnografie, pentru că noi suntem filiala Muzeului de Etnografie, dar prezentăm în acest muzeu istoria orașului Brașov. Foarte frumos! Ne bucurăm că suntem aici. Și noi ne bucurăm că sunteți muzafirii noștri și mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumim! De unde să începem? Să începem din prima sală, este vorba de sala cu boltă. De fapt, să începem cu începutul, suntem într-o casă săsească. Casă care a fost construită, după cum ne arată vestigiile pe care o să le vizităm, la jumătatea secolului al XVI-lea. Însă, casa aparținea unei familii de sași foarte bogați, familia Clozius, familie care face parte din patriciatul săsesc al Brașovului. Se vede lucrul acesta pentru că dacă ne uităm pe tavanul bolții, se văd picturi al Seco, picturi care au fost realizate pe tencuiala uscată și se văd trei straturi de pictură. Cel mai vechi strat îl vedem deasupra intrării, al doilea cu suprafața cea mai mare cu frunze și flori de rodie, îl vedem exact de la jumătate spre ferestre și al treilea îl mai vedem pe două bucăți, păunul pe care îl avem în dreapta și caseta aceasta pe care o avem în partea stângă. Casa, de fapt, este imobilul care are poate una dintre cele mai mari suprafețe pictate din Transilvania, mă refer la construcții civile. O să vedem și în gang, tot la fel, o serie de picturi pe gang. Vreți de arătat ceva? Da, în regulă. Acolo, stratul pictural are culori mult mai vii, da, imediat o să intrăm în gang. Iar aceste două săli au fost realizate din punct de vedere al traseului muzeal și al discursului muzeal ca și spații de vânzare a produselor realizate la Brașov sau aduse și comercializate în piața lui. De fapt, în zona aceasta exista o ușă care dădea către piața orașului și se spune că în spațiul acesta exista un zaraf. Zaraful era cel care schimba banii cu cei care puteau fi folositori aici pe piața brașoveană. De ce spun acest lucru? Pentru că veneau negustori greci, veneau negustori turci, veneau negustori din apusul Europei, veneau din țara românească, din Moldova. Iar banii în Transilvania, moneda transilvaneană, la vremea respectivă putea fi coroana și atunci trebuiau schimbați. O să vedem la un moment dat inclusiv monedă bătută la Brașov, avem aici în muzeul nostru. Muzeul nostru oferă și un scurt film în prima sală, film în care vedem o serie de personaje, care veneau în Brașov, sau erau brașoveni, fie sași, fie români din Schiei, fie ceangăi, fie negustori veniți din alte spații extransilvane, care veneau și cumpărau marfă de Brașov sau vindeau o altă marfă aici pe piața brașoveană. Este un filmuleț care îi ajută pe vizitatorii noștri să înțeleagă mai bine ce însemna târgul brașovean, ce însemna populația pe care acest târg o primea atunci când el era deschis, pentru că până la urmă Piața Sfatului era chiar locul unde se vindeau, se cumpărau diverse mărfuri, în special marfă de Brașov, care purta generic numele de brașovenie. Erau o parte dintre aceste mărfuri, erau recunoscute pentru calitatea lor, majoritatea de foarte, foarte bună calitate. Asta pentru că breslele brașovene erau, sau membrii acestor bresle, erau foarte serioși,
extrem de atenți la calitate, extrem de atenți la corectitudine și la tot ce însemna obiectul pe care îl realizau. Și asta o să vedem și în jurul nostru făcând turul acestui muzeu. Și o să vă invit să intrăm în gang. Era de fapt locul pe unde din Piața Sfatului se intra cu căruța și se ajungea în spatele curții. Ceea ce vedem aici, coloanele acestea sunt construite mai târziu, da? Mai târziu, dar nu foarte târziu. Și aici, după cum vedeți, bolta este pictată, pictura are pigmenți minerali, de aceea culorile sunt mult mai vii, în special acel oranj pe care îl vedeți. Culoarea s-a păstrat foarte bine pentru că de-a lungul timpului casa, și în special după venirea regimului comunist, casa a avut o serie de chiriași. De asemenea, la parter au existat câteva magazine și atunci pictura de-a lungul anilor s-a acoperit cu mortar, cu zugrăveală. În momentul în care, în 1991, casa a intrat într-un amplu proces de restaurare, echipa de restauratori a descoperit casete mici cu pictură și atunci au decapat toată zugrăveala să vadă ce vor găsi de desubt și au găsit ceea ce dumneavoastră vedeți, pictura al seco, așa cum spuneam mai devreme, dar care arată foarte bine și care sigur dă farmecul special unui monument istoric de clasă A, așa cum este această clădire, care a fost casa unor sași, așa cum spuneam. Mărfurile la Brașov. Foarte multe țesături, pentru că aici existau meșteri breslași care țeseau lână, țeseau in, țeseau bumbac, țeseau cânepă și atunci există foarte multe țesături, acestea se vindeau la Brașov. Tot la Brașov au existat meșteri aurari și argintari, breasla lor era una singură, indiferent că lucrau cu argint sau cu aur. Și vedem aici o serie de obiecte de podoabă. Este vorba de brâul pe care îl purtau atât săsoaicele, cât și femeile ciangăilor, cât și româncele din Schei. Este un brâu din argint aurit cu pietre semiprețioase și heftălul, acea podoabă pe care o vedeți în mijloc și care și ea este purtată de săsoaice și de femeile de ciangău. Se purta pe piept și era legată la gât cu o fundiță. Sigur că aceste podoabe demonstrau și care era starea socială a acelor femei. Dacă aveau o stare socială foarte bună, își permiteau să poarte așa ceva. Dacă starea socială era mai puțin bună, atunci obiectele nu erau din metale prețioase, ci erau de obicei din metal comun, iar pietrele semiprețioase și prețioase erau înlocuite cu bucățele de sticlă. Tot la Brașov, mărfurile, așa cum spuneam, realizate de foarte bună calitate, puteau fi din față. Mulțumesc. Puteau fi arme, așa cum vedem. La Brașov a existat breasla fierarilor. Însă, mai târziu, o parte din acești fierari, specializați în realizarea de arme, devin meșteri armurieri. Și o parte din comanditarii acestor meșteri au fost voievozii români pe care noi îi știm, începând cu Vlad Țepeș, cu Iancu de Hunedoara, cu Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și așa mai departe. Ei veneau și comandau la Brașov foarte multe arme, pentru că în perioada respectivă existau războaiele cu turcii și aveau nevoie de acest gen de armuri. De asemenea, tot la Brașov se făceau acest gen de ploști. La început, ele au fost niște recipiente folosite ca și măsuri pentru lichide, iar mai târziu, plosca devine, să spunem, însoțitoarea feciorului sau a bărbatului la toate ceremoniile. La nuntă, la botezuri, la cumetrii, la toate sărbătorile
atunci când era nevoie ca cel care venea, musafirul, să fie servit, sau cel care era musafir, la rândul lui să-și servească gazda. Și de aceea ele sunt foarte frumos ornamentate. Dacă ne uităm, au și anul în care a fost realizată, da? Sau anumite îndemnuri de genul vivat, așa cum scria pe acel recipient. Extrem de importante, spuneam. De asemenea, obiectele realizate din cositor, le vedem aici. Breasla cositorarilor, foarte importantă la Brașov. De obicei, cositorarii locuiau pe aceeași stradă, ca și cojocarii, ca și, eu știu, fierarii. Da? Și cositorarii știm că locuiau pe strada Porții, actuala stradă Republicii. Cojocarii, de exemplu, locuiau pe actuala stradă Nicolae Bălcescu, care atunci se numea strada Neagră. Asta pentru că din curțile lor, acel lichid în care ei, în care ei argăseau pieile, se scurgea pe mijlocul străzii, pentru că acolo era un șanț și pleca mai departe, și de aceea se numea strada Neagră. Tot la Brașov a existat o moară de hârtie, realizată de către unul dintre foștii juzi ai Brașovului. Asta pentru că Johannes Honterus aduce din vestul Europei tipografia la Brașov pentru școala săsească și pentru sași, iar asta pentru că diaconul Coresi are tiparnița, a cărei copii ați văzut-o la prima școală românească. Da. Acestea două aveau nevoie de hârtie. Și la vremea respectivă, negoțul, afacerile erau bănoase ca și acum. Și atunci, acest jude al Brașovului, Hans Begner, înțelege că acestea două au nevoie de hârtie, înființează o moară de hârtie și în secolul al XVI-lea, de exemplu, cea mai importantă marfă de Brașov era cartea. Asta pentru că negustorii cumpărau carte de Brașov și plecau și o vindeau în orașele târguri din Moldova, din Țara Românească, acolo unde nu prea se găsea. Era foarte scumpă și atunci afacerea era foarte bănoasă pentru fiecare dintre ei. Da. Tot la Brașov se realizau astfel de curele. Da? Tot la Brașov fierarii făceau încuietori de uși, ca cea pe care o vedeți aici și care este o operă de artă, uitându-ne la ea cât de frumos este realizată și cu cât de multă atenție realizau acest fel de obiecte. De aceea spuneam mai devreme că sunt de foarte bună calitate. Până astăzi ele încă funcționează și uneori, dacă v-ați plimbat prin Schei și ați fost puțin atenți la porțile pe lângă care ați trecut, uneori sunt încă așa. Există astfel de încuietori. O să mergem în subsolul clădirii. O să vă invit să luați loc, să vedem un mic filmuleț, niște fotografii care se derulează pe ecranul televizorului despre perioada în care casa a intrat în restaurare. Din 1991 și până în 2010, când s-a deschis muzeul, casa aceasta a intrat în restaurare totală. Fiecare bucățică de zid, fiecare bucată de lemn a fost tratată în așa fel încât ea să poată să arate așa cum arată acum. Se derulează fotografii în care vedem cum arăta casa și cum arată acum. Da. Tot în timpul acelor lucrări s-a descoperit încadramentul de ușă pe care îl vedem pe peretele din stânga. Da? Sus scrie 1566. Fapt ce demonstrează că la 1566 această casă era în picioare, deci are aproape 500 de ani. Da. Tot aici avem în această încăpere un scult lapidariu în care vedem câteva încadramente de geam. Da? O parte dintre ele puțin afumate. Asta pentru că la 23 aprilie 1689, la Brașov izbucnește cel mai mare incendiu care a avut loc vreodată în oraș. Se spune că a fost o mână criminală. La vremea respectivă, armata habsburgică intrase deja în Transilvania și ocupase
mare parte din orașele transilvanene. În ce fel? Administrația locală, magistratul fiecărui oraș, trebuia să ofere acestei armate, companiilor de Habsburgi, trebuia să ofere cazare, masă, încartiruire. A existat o anume problemă între localnici și cei care veneau, pentru că fiecare a înțeles, cel puțin localnicii, au înțeles că aduce această găzduire, aduce niște cheltuieli suplimentare pe care poate orașul nu le putea susține sau nu dorea să le susțină. Pe lângă asta era o ocupație străină. Și atunci se spune că cineva, unul dintre soldații Habsburgi, pune acest foc. Ce ați văzut, Casa Sfatului este în centrul pieței. Nu are legătură și nu este lipită de nicio clădire, cu toate acestea a ars la rândul ei și Casa Sfatului, a ars Biserica Neagră. Că, de fapt, legenda spune că fosta Biserică Sfânta Maria, pentru că așa este închinată Sfintei Marii, Biserica Neagră, de atunci, după ce pereții s-au negrit din cauza fumului, s-ar numi de atunci încoace Biserica Neagră. Cert este că în 1689, la 23 aprilie, izbucnește incendiul, iar Casa Sfatului și Biserica Neagră aproape 2 ani vor rămâne în ruină, pentru că ard foarte multe clădiri, inclusiv aceasta, majoritatea clădirilor din centru, iar orașul nu are suficienți bani încât să susțină construirea clădirilor oficiale. Mă refer la Biserica Neagră, mă refer la Casa Sfatului. În Casa Sfatului, în turnul Casei Sfatului, era un clopot, cel care era clopotul orar. Ați văzut, Casa Sfatului are un orologiu. Are un clopot orar și un clopot de sferturi. Clopotul orar avea 800 de kilograme, era din bronz și avea 800 de kilograme. Atunci, în timpul incendiului, turnul s-a prăbușit și tot legendele sau documentele de arhivă spun că incendiul a fost atât de puternic încât clopotul s-a topit. Cert este că s-a distrus. Actualmente, în turnul Casei Sfatului, există un clopot care este datat 1690. Este o semisferă, pentru că nu arată ca un clopot normal, este ca o semisferă și tot la fel este clopotul orar al turnului Casei Sfatului. Ancadramentele acestea de geam, afumate așa cum sunt, au rămas din timpul acelui incendiu. Puține astfel de vestigii istorice mai sunt în Brașov înainte de 1689, pentru că, spuneam, atunci incendiu majoritatea s-au distrus. Cu atât mai mult aceste obiecte din piatră sunt atât de valoroase pentru noi, pentru că amintesc de o epocă care astăzi este aproape dispărută, dispărând acele vestigii. Familia Clozius păstrează casa, generație de generație. Este o familie, spuneam, importantă. O parte din membrii familiei de-a lungul timpului au fost și juzi, au fost și importante personalități ale orașului Brașov. Dar la 1873 casa se vinde. La vremea respectivă, aici în casă, era un negustor român care avea o prăvălie numită Butica lui Eremias. Ea este recunoscută inclusiv în cărți memoriale. Îl vedem aici pe Dimitrie Eremias, un săcelean care de fapt se numea Dumitru Eremie, dar la vremea respectivă grecizarea numelor dădea așa un farmec aparte. Iar acest domn, negustor foarte bogat, cumpără casa. La 1873 o deține până la 1887, când el moare. Și pentru că moare fără moștenitor, el n-a fost căsătorit, moștenitori vor fi cei doi nepoți de la soră. Îl vedem aici pe Ilie Savu, dincoace pe Gheorghe Savu, cei doi frați care moștenesc atât prăvălia și firma lui Dimitrie Eremias, cât și această casă. Prăvălia se numea La Împăratul Turcesc. Și dacă vă uitați în vitrină, o să vedeți, aici există denumirea firmei Dimitrie Eremia și nepoții și La Împăratul Turcesc. Asta pentru că majoritatea produselor pe care le vindea erau produse coloniale și
Când ajungem în zona Prăvăliei, o să povestim mai multe despre acest lucru. În vitrină sunt documente care au aparținut acestei firme și, sigur, ele aduc aminte și sunt extrem de importante pentru noi și pentru istoria acestei case. Pășim puțin, dar vedem de la o temperatură la alta. Da? E mai rece. E mai rece, că suntem în pivnița de mărfuri. Da. Și este foarte important să fie puțin mai rece. Pivnița de mărfuri care putea fi aprovizionată prin gârliciul pe care îl vedeți în acea zonă, pe acolo mărfurile mai mari. Adică este deteras. Da, nu, este o intrare care avea legătură cu partea de afară, mm-hmm. cu strada, da? Și pe aici, în pantă, puteau ajunge mărfurile, mm-hmm. da? Și depozitate în această zonă. Vedem, fie era bumbac, fie era lână, fie cereale, de asemenea, ulei, vin, brânză, foarte multe mărfuri care, depozitate fiind aici, pe urmă, puteau fi vândute în spațiul de sus, acolo unde erau spațiile comerciale. Iar în vitrina aceasta avem câteva obiecte care aparțineau fie unui negustor, fie unui cărăuș. Ce avea el nevoie? De traistă. O traistă din piele de animal, foarte bine tăbăcită, în așa fel încât să nu pătrundă ploaia, pentru că nici de cum nu circula ca noi astăzi adăpostit. Fie era pe spatele unui animal, fie în căruță și atunci nu era simplu. Lacătul, extrem de important, îl vedem în această zonă, da? Lacăt realizat de către meșterii fierari cu cheile de rigoare, pentru că cufărul cu marfă trebuia să aibă, bineînțeles, încuietoare. O lampă cu seu de animal, da? Lampă are un cârlig, era agățată de căruță. Noaptea, de obicei, aceștia nu călătoreau și atunci, la lumina acestei lămpi, puteau să-și petreacă seara și, sigur, să-și rezolve problemele pe care le aveau de seară sau să mănânce. De asemenea, aici avem amnarul, da? Aici sunt mai multe amnare. Amnarul era folosit pentru a aprinde focul. Lângă el trebuia să fie și cremenea. Cremenea este, de fapt, un fel de ciupercă care, uscată, putea să și lovită de amnare, dădea scânteia din care se putea face focul. De asemenea, un cântar, l-avem aici, de mai mică mărime, cântar roman, așa se numește el, cu ajutorul căruia puteau să cântărească la fața locului produse mai mici. Aici avem un cântar roman mai mare. Vedeți? Da? Pe același principiu are o scară gradată, da. Cea de aici. Bila aceea care reprezenta greutatea putea fi plimbată pe scara gradată, iar în momentul în care acea scară gradată, acea tijă era verticală, bila indica greutatea și în desagă era, de asemenea, marfa de greutatea indicată pe scara gradată. Și, sigur, întotdeauna, măcar o cană extrem de importantă să bea apă de la izvor. Căni care, de asemenea, sunt căni de Brașov. Aici a existat atât în Țara Bârsei cât și în zona Cohalmului sau aproape de Rupea au existat câteva centre de ceramică foarte importante. Foarte importante. Și acum o să mergem din nou la parter. Nu știu dacă ajungeți la timp. Unde nu aveți de ajuns. Da. Aș vrea să atrag atenția asupra mobilierului pictat, pentru că muzeul nostru are o serie de piese de mobilier foarte frumoase și foarte valoroase. Tot la fel, mobilierul pictat se realiza în centre din Țara Bârsei și în câteva centre din zona Rupea.
mobilier care era realizat în ateliere de tâmplărie, dar pictorii de obicei erau ambulanți. Ei veneau atunci când era nevoie și atunci când, sigur, erau solicitați. Avem o serie de obiecte de mobilier, așa cum vedeți dulapul de colț, lada pe care o vedeți aici, casetată, da? Și în care se văd scene de arhitectură. De asemenea, și în zona aceasta, iarăși avem mobilier pictat. De obicei, decorul era realizat în stil floral și cu motive vegetale. Florile, de regulă, erau cele care creșteau în această zonă, dar avem și decor care amintește de Orientul apropiat. Și aici avem floarea de cafea, un bob de cafea. Nu creștea la noi în țară, dar schimburile comerciale fac ca de-a lungul timpului să ajungă și la noi astfel de cunoștințe sau să se întrebuințeze decoruri pe care noi de obicei nu le aveam. Asta, sigur că s-a întâmplat odată cu momentele în care negustorii români pleacă în special la Istanbul, de acolo aduc o serie de mărfuri, sau din zona aceea ajung la noi obiecte care au decorul de genul acesta și atunci se face schimbul, nu numai comercial, ci și cultural. Și acum pătrundem în butica lui Eremias. Spațiul unde noi am reconstituit acea celebră butica lui Eremias, cel care vindea coloniale, cel care vindea mirodenii, cel care vindea tutun, vedem frunzele de tutun. Sigur, vopselele cu care femeile vopseau firele de bumbac, de lână, fiecare acasă. Tot aici se vindea peștele sărat, adus în special de la Dunăre. Tot aici se vindeau o serie de obiecte pe care brașoveanul de rând, și nu numai, nu le găsea în altă parte decât în această zonă. Asta pentru că Eremias nu degeaba își denumise magazinul Împăratul Turcesc. Marfa lui venea în special de la Istanbul. La început, această marfă venea pe drumul mătăsii din Asia de Sud-Est, din peninsula Malacca, din India, din Ceylon, din insulele Moluce, din China, bineînțeles. Iar mai târziu, după ce acest drum al mătăsii pierde din importanță odată cu momentul în care spaniolii și portughezii descoperă drumul către Asia, atunci marfa va veni pe mare. Nu va fi niciodată ieftină. De multe ori piperul ajunge, când existau, să spunem, perioade în care fie corăbile se scufundau, fie din diverse motive drumurile comerciale își pierdeau din importanță, se ajungea uneori ca piperul să fie chiar mai scump ca aurul sau o serie de alte mirodenii să capete, să aibă prețuri exorbitante. Și sigur că tocmai de aceea butica lui Eremias rămâne în memoria brașovenilor și prin intermediul unor cărți de memorialistică, dar și pentru faptul că erau mărfuri care nu se găseau oriunde. Faptul că butica lui Eremias a fost aici în muzeul nostru, în această casă, cu atât mai mult dă un farmec aparte traseului de vizitare și, bineînțeles, discursului muzeal. O să mergem în salon și am ajuns în spațiul de locuit. Dacă la parterul casei spațiile erau comerciale, aici suntem în spațiul de locuit și suntem în salonul familiei Clozius. Salon în care vedem pe stăpânul casei, domnul Clozius, cel care poartă îmbrăcămintea
potrivită pentru patricianul secolei al XIX-lea. Bun, ea este domnișoara Clozius, asta pentru că pe cap are Borten, acea găteala capului specifică fetelor nemăritate, pentru că femeia măritată nu mai avea voie să-și arate părul. Și atunci, de obicei, ea avea o căiță, ca cea pe care o vedeți pe manechinul celălalt, dar acolo avem guvernanta, bona, servitoarea, cea care are grijă de casă, cea care are grijă de copii și cea care, bineînțeles, o ajută pe doamnă la tot ceea ce înseamnă treburile casei. Doamna și domnișoara, de fapt, este îmbrăcată în port urban. Ea poartă o rochiță din mătase, șorț brodat din tul, are un brâu din argint aurit și, bineînțeles, o ie realizată dintr-un bumbac foarte fin, o țesătură foarte vină, care de obicei era adusă din vestul Europei. Pe cap, specific fetelor săsoaice, dar acea fundiță pe care o vedem și de asemenea panglica care atârnă este foarte frumos brodată și dă sigur prețiozitatea acelei îmbrăcăminți de factură urbană. În spatele domnișoarei este un pianoforte care, prin bunăvoința domnului Eckart Schland, cel care este organistul Bisericii Negre, se găsește acest pianoforte aici, este în colecția dânsului, dar se integrează foarte bine în spațiul nostru de locuit. Suntem la masa care tocmai așteaptă musafirii pentru ziua de înălțare a Domnului. Da. Vedem ouăle roșii acolo. Porțelanurile foarte fine venite din vestul Europei. Porțelanuri care de obicei erau puse la masa de sărbătoare și nu numai. Tot la fel tacâmuri care prin bunăvoința doamnei Peter Eva le avem tot la fel la masa de sărbătoare. Iar mobilierul Biedermeier, cel care în secolul al XIX-lea gătește toate spațiile, sau aproape toate spațiile urbane din Brașov, este sigur mobilierul care se practica în epocă și care era foarte răspândit pentru familiile cu dare de mână. Și aici vedem pictură murală, pictură care tot la fel a fost descoperită atunci când casa a fost restaurată și, de asemenea, partea de jos a acestei picturi dă prețiozitatea salonului, salon care este foarte mare și care are în partea de sus, în mansardă, un sistem, o grindă de formă triunghiulară, grindă care ține tot acest tavan, care la vremea respectivă, fiind atât de mare, vedem că nu are nicio coloană de susținere. Dar are această grindă un sistem arhitectural cu ajutorul căruia putem să vedem un spațiu foarte mare în această zonă. Da, și deschis. Și mai avem, bineînțeles, alăturat camera copilului, pentru că la sfârșit de secolul XIX și început de secolul XX, familia începe să-și structureze foarte bine spațiul interior și găsim camera copilului. Dacă până atunci copiii trăiau alături de părinți și nu exista acest spațiu destinat special lor, de data aceasta îl întâlnim și camera copilului are o serie de obiecte care au aparținut unor familii brașovene și copiilor acestora de la începutul secolului 20. Și era fără ușă, nu? Nu era fără ușă, doar că spațiul muzeal
am încercat să-l adaptăm în așa fel încât să putem să îl avem cât mai facil pentru vizitatori. Da. Existau uși, iar încadramentele sunt cele originale. Și la ușa salonului, dacă vă uitați, și ea, exact, are încadramentul original. În vitrină am așezat câteva obiecte de lux. Este vorba de accesorii de modă, de asemenea un etui pentru ochelari, sticluța de parfum, iar lângă ea un etui pentru o altă sticluță de parfum, acele de păr sau pentru voal, gentuța unei doamne decorată cu mărgele, de asemenea și ragul de mărgele și păhăruțele în care de obicei se servea o băutură slab alcoolizată care se numea rozol și care avea culoarea roz pentru că era realizată din petale de trandafiri. Și acum pătrundem pe o stradă din Brașovul sfârșitului de secol XIX, în care, într-o parte, vedem vitrinele, în partea dreaptă, vedem vitrinele unui atelier de broderie cu obiectele deosebit de prețioase pe care acest atelier de broderie le realiza, obiecte de îmbrăcăminte, de lux, majoritatea după moda apuseană, pentru că la Brașov se impune moda vieneză, la Brașov se impune moda de la Budapesta, mai târziu de la Paris, dar vine și de acolo, iar stofele și materialele din care sunt realizate aceste obiecte de îmbrăcăminte sunt de foarte bună calitate, ele se adresează unei categorii sociale care își permite să cumpere astfel de obiecte de îmbrăcăminte și care, bineînțeles, dau un farmec aparte Brașovului acelei perioade numită Belle Époque. În partea stângă avem atelierul de broderie cu mașina de cusut, cu ghergheful, cu raftul pe care deja obiectele sunt pregătite pentru doamnele care le-au comandat și care, sigur, așteaptă ca acestea să vină să le ridice. Sunt și accesorii, vedem în vitrină și accesorii, astfel încât obiectele să fie foarte prețioase, să dea eleganța pe care epoca o avea la vremea respectivă. Iar mai departe, ajungem în zona unui atelier de modistă, cea care dădea tonul în ceea ce privește accesoriile la Brașov și nu numai. Vorbim de pălării, vorbim de mănuși, de manșoane, de o serie de decoruri, de decorațiuni pe care pălăriile le aveau, obiecte care de asemenea puteau fi comandate după ce în prealabil doamnele și domnii consultau revistele venite din apusul Europei și își alegeau modelele pe care le doreau a fi realizate în acest gen de ateliere de modistă. Aceste ateliere au supraviețuit chiar și perioadei comuniste. Până în anii 80, încă la Brașov mai erau vreo 2-3 ateliere de modistă în centrul orașului și îmi amintesc că în vitrinele lor erau o serie de pălării foarte elegante și foarte frumoase, iar în special duminica și în zilele de sărbătoare, doamnele ieșeau la plimbare și aveau acele accesorii care dădeau într-adevăr un farmec aparte populației brașovene. Și evident că oricine ajungea la Brașov nu putea să plece dacă nu intra într-un studio foto. Și atunci vă invit și eu să intrăm în studioul foto
studio în care găsim fotografiile lui Carl Mușalec, unul dintre celebrii fotografi brașoveni, sau ale lui Adolf Adler, Leopold Adler, alt fotograf brașovean. Și în centrul studioului, evident, aparatul de fotografiat, care a aparținut, într-adevăr, uneia dintre studiourile fotografice celebre din Brașov. Primul studio foto se deschide la Brașov la jumătatea secolului XIX, pe la 1854. Era o meserie ca oricare alta și sigur că fiecare fotograf își dorea să-și întrețină familia dintr-o astfel de afacere. De aceea, studiourile venite, bineînțeles, din vestul Europei, au și decoruri extrem de importante. Vedem aici un decor în care doi tineri, care abia s-au căsătorit, au venit să-și imortalizeze momentul de bucurie. Ea este îmbrăcată în costumul româncelor din Schei, el îmbrăcat în haine nemțești. Nu-l vedem cu portul tradițional din Schei, ci așa se numeau hainele nemțești, cele civile, pentru că majoritatea erau aduse din spațiul german. De acolo venea moda. Și atunci tot ce nu era port tradițional se numea mă îmbrac în haine nemțești. Așa îl vedem și pe el, iar pe ea îmbrăcată în costumul tradițional al femeilor din Schei, costum care, iarăși foarte prețios, era realizat din mătase și, bineînțeles, mijlocul era prins într-un brâu foarte frumos, brâu pe care, vă amintiți, îl purtau și săsoaicele și unguroaicele aici la Brașov și, de asemenea, româncele din Schei. Și acum o să vă invit să mergem la mansardă, acolo unde este spațiul nostru de expoziții temporare. Spuneam că este spațiul nostru de expoziții temporare. Aici, cel târziu la 2 luni, schimbăm expoziția. Așa că pe aceasta o mai vedeți pentru puțin timp. Vă invităm cu drag să veniți să o vedeți în continuare cât mai durează, pentru că apoi va veni alta. Această expoziție este dedicată unui obicei pe care nu-l găsiți decât la Brașov, obiceiul junilor. Aceștia începând de la Buna Vestire, de dinainte de Paște. Da, de la 25 martie, când se sărbătorește Buna Vestire și atunci când primăvara oarecum a intrat în drepturi și ei încep să-și sărbătorească obiceiul care se sfârșește la Duminica Tomii, adică prima duminică după Paște. În primul rând, este vorba de hainele lor, haine care, de la un grup la altul, sunt puțin diferite. Nu foarte diferite, dar puțin diferite. Și să începem cu junii dorobanți. Pentru că anul acesta se sărbătorește centenarul lor, ei împlinesc 100 de ani, de când s-au înființat ca și grup. Distinctiv pentru ei este căciula din blană de miel, de culoare gri. Aceasta îi distinge de celelalte grupuri de juni. Și avem în fotografiile pe care le vedeți, vătaful. Aceste fotografii sunt făcute chiar jos aici. Da, aceste fotografii au fost realizate acum pentru sărbătoarea centenarului lor. Vătaful, care are lenta roșie, acea panglică diagonală, armașul mare, care are lenta galbenă, armașul mic, care are lenta albastră. Adică amintim de o grupare oarecum militară, după genul grupărilor militare, cu comandant. Armașul vine de la purtătorul de arme, da? Mare și mic, și restul celor care fac parte, restul membrilor care fac parte din acest grup. În spate vedeți steagul grupului, cel care a fost realizat în 1926. Cel din dreapta. Este steagul grupului junilor
brașovecheni. Steag foarte frumos, cusut cu fir metalic auriu și care, bineînțeles, are tricolorul românesc. Tricolor care, până la 1918, în Transilvania nu se putea purta la vedere. Transilvania era sub ocupație austro-ungară și atunci românii nu aveau voie să poarte tricolorul la vedere și existau anumite modalități prin care românii totuși își afișează tricolorul. Dacă îi ținem pe cei trei conducători unul lângă celălalt, vom vedea că lentele lor formează tricolorul românesc. Buzduganul pe care ei l-aveau în mână era îmbrăcat în piele, care de obicei era roșie, galbenă sau albastră, purtând iarăși tricolorul românesc. De asemenea, mai avem un steag, tot la fel foarte valoros. Aceste steaguri fac parte din colecția muzeului nostru. Este steagul societății Păjiștenilor, Crucea Dreptății, o asociație care iarăși era în schei, organizată în schei și, bineînțeles, această Cruce a Dreptății era un loc unde o parte din românii locuitori în schei se întâlneau. Și dacă vă uitați pe fotografia de aici din centru, vedeți că locul unde este realizată ea este la Crucea Dreptății. În schei sunt mai multe troițe, așezate, bineînțeles, la răscurși de drumuri. Unde se duc și exact. Cântă sau... Și sunt, aceste troițe sunt, de fapt, și locuri unde ei uneori se întâlnesc. Aha. Asta pentru că... Sau pe lângă sărbătoare? În timpul sărbătorilor, okay. În timpul sărbătorilor se întâlnesc acolo, la anumite troițe. De asemenea, cealaltă jumătate a sălii este dedicată sărbătorii junilor. Sunt 7 grupuri de juni, 6 sunt din schei, una vine din Brașov vechi, Brașovul vechi, adică partea cea mai veche a orașului. Și avem aici o hora junilor cu un june bătrân, cu un june curcan, cu un june albior, cu un june roșior, un june brașovechean care își ține calul de căpăstru și 2 juni tineri care au venit la ouă roșii. Acești juni tineri, grupul lor era format din băieții, din feciorii nensurați, de aceea se numeau tineri. Cel care era bătrân nu era bătrân, ci era doar însurat. Da? Iar aceștia, în ziua de Paște, plecau în grup și acolo unde știau că sunt case cu fete, intrau în curte, fetele îi serveau cu ouă roșii, cu rachiu, cu cozonac, iar băieții le stropeau, aveau la rever o mică sticluță de parfum după modelul buzduganului, da. Da? Ca un buzdugan mic, le stropeau cu parfum pentru că ele erau niște flori și trebuiau să arate și să fie ca niște flori, parfumat. La stropit venea tot grupul de jun tineri, însă întotdeauna cel mai frumos, cel mai chipeș, cel mai arătos pleca acasă cu cele mai multe flori în piept. Evident că fetele îl preferau și atunci se vedea foarte clar la sfârșitul zilei care a fost cel mai chipeș dintre ei. Da, interesant, frumos. Fundalul ne arată o fotografie în care vedem grupul junilor brașovechieni care se duc la Întrechietrii. Între Chietrii este locul unde, după ce înduminecă Tomii, toate cele 7 grupuri de juni intră în cetatea Brașovului, trec pe lângă Piața Sfatului, pe lângă vechile ziduri ale cetății, se întorc înapoi pe strada Republicii, acea arteră pietonală a orașului și pornesc înapoi către Schei, trecând pe lângă acest loc românesc important,
actual cartier al Brașovului, pleacă la pietrele lui Solomon. Dar lor, ei spun între chietri, între niște stânci foarte înalte, unde fiecare grup are locul lui bine stabilit, unde petrec alături de prieteni, alături de familie, cu lăutari, ducându-se călări pe cai, așa cum, de fapt, își desfășoară parada, având în fața lor conducătorii, vătaful, armașul mic, armașul mare, stegarul și în spate toți membrii grupului de juni. Aici, spuneam, îi vedem pe brașovecheni, dar dacă ne uităm la panourile pe care le vedeți lângă noi, vedem hora junilor roșiori, pentru că înainte de plecarea lor ei joacă hora, iar câte unul intră în centrul horei și aruncă buzduganul de 3 ori, semn al priceperii lor. Vă spuneam, ancestral există niște apropieri față de organizarea militară a acestor grupuri, dar îi vedem și pe junii dorobanți, și pe albiori, și pe curcani, și pe tineri, și pe bătrâni, care toți, în momentul în care pleacă în Duminica Tomii din Piața Unirii, sunt conduși de fanfara militară și zeci de mii de turiști îi întâmpină pe trotoarele centrului vechi. Ei strigă Hristos a înviat, li se răspunde cu adevărat a înviat, salută publicul, sunt salutați și ei, iar parada aceasta face farmecul, bineînțeles, an de an, a ceea ce înseamnă junii și tradițiile lor din Schei și din Brașov vechi. Calul este foarte important, el este pregătit, dus la fierar, dus la potcovar, în așa fel încât să arate foarte bine, țesălat, se așează șalangurile, cele pe care le vedeți aici, șaua, aducând aminte de tricolorul românesc, caii trebuie să fie foarte frumoși, de asemenea trebuie să fie la fel de arătoși ca și junii și, sigur, călăreți și cal dau un farmec aparte acelei zile de Duminica Tomii. E o sărbătoare superbă, noi n-am apucat să o vedem până acum, dar veniți că este foarte, foarte frumoasă. Să nu le uităm pe ele, da. Pentru că și ele sunt la fel de importante ca și ei. Da. Aici vedem o mireasă și o femeie căsătorită din Schei. Amândouă poartă acea mătase din brocart. Da. Mireasa este cea din dreapta și femeia măritată este cea din stânga. Poartă brâul pe care l-am văzut, poartă o cămașă foarte frumoasă, de obicei din tiul sau din dantelă. La mâneci sunt pumnașii specifici cu fir metalic, care iarăși dau, să spunem, bogăția costumului. Atât materialele, cât și țesătura și decorul dau bogăția costumului și tot bogăția costumului o dă brâul și nasturii pe care îi vedem la îmbrăcăminte. Starea materială a acestor scheieni care până în secolul al XVII-lea mulți dintre ei erau cărăuși sau se ocupau cu, erau măcelari, se ocupau cu pielăritul. După aceea, ei devin negustori și ajung la o stare materială foarte bună. Din secolul al XVII-lea, apoi secolul XVIII, negustorii sași își pierd din importanță, în special în comerțul cu Orientul, și se ridică românii. Capătă o stare materială datorită practicării comerțului, o stare materială deosebită și atunci, inclusiv obiectele de îmbrăcăminte sunt realizate din stofe foarte fine, casele lor se schimbă, copiii ajung la școli, școli foarte importante și se schimbă toată această stare pe care ei o aveau înainte.
Bineînțeles că nu toți ajung la o stare materială deosebită. Cei care aveau o stare materială mijlocie sau de jos, în casele lor se împleteau găitanele. De aceea ei se mai numesc trocari. Găitanul, și o să ne îndreptăm un pic către junii tineri, găitanele sunt niște șnururi, o să le vedeți la Muzeul de Etnografie, sunt niște șnururi împletite, da? Ele erau realizate din fir alb, de obicei de bumbac, după aceea era vopsit și dat cu grăsime ca să strălucească. Se realizau aceste închizători ale costumului, dar de cele mai multe ori găitanele erau folosite și pentru uniformele militare. Și atunci comenzile erau impresionante. Da. Impresionante. Se foloseau atât în Transilvania cât și în spațiul extracarpatic, dar se ajungea chiar și în Orient, se ajunge și în spațiul turcesc ca aceste găitane să fie comercializate. De aceea, pentru că aceste găitane erau împletite pe o troacă, o bucată semicirculară de lemn, erau împletite cu niște ciocănele, acel sunet pe care se auzea din fiecare curte pe troaca respectivă, a dat această denumire generică scheienilor de trocari. Aha. Inclusiv astăzi li se spune trocari. Okay. Dar denumirea vine de la acele troci și de la bătaia ciocănelelor care făceau aceste găitane. Îndeletnicire care, bineînțeles, să spunem îndeletnicire, dacă mă refer la împletitul firelor, nu era doar aici, în schei. Existau fire împletite și în alte zone, dar pe trocile acelea, doar aici în schei se realiza genul acesta de împletitură numită găitan. Suntem impresionați, ne bucurăm foarte mult că am luat parte la o asemenea surpriză și vă mulțumim enorm. Cu plăcere și am spus, aici suntem în spațiul expozițiilor temporare. La o lună jumate, la două luni, noi avem aici altă expoziție, expoziții interesante, expoziții frumoase, vă mai așteptăm ori de câte ori veniți la Brașov și vă mulțumim că ne împărtășiți povestea celor care se uită la ceea ce faceți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim!